Slăviți să fie Domnul! Amin. Aș vrea să ne ridicăm să citim câteva versete din Marcu, capitolul 8, versetul 34. Apoi chemă la el pe norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Îmi exprim bucuria de a fi împreună. N-am fost de mult vreme la dumneavoastră, erați în altă locație. Și mă uit încolo cât văd cu ochii adunare, nici nu vă văd pe toți, Domnul vă știe, să vă binecuvinteze Domnul. Mă uit încolo tot adunare, iar eu îți veni de pe drumuri. Frații, au crezut că am 18 ani, mi-am făcut un program, dimineața am fost la Valencia, pe drum până aici și de aici la Alcanar și nici nu știu ce să predic. Îmi spuneam lui fratele Nicu: măi, nu știu ce să vă spun, m-ați luat așa repede, dar am citit un verset de aici, câteva cuvinte. Eu mai mult am vrut să vă văd decât să vă învăț, că dumneavoastră cunoașteți cuvântul. Și mă bucur că vă văd, încă o dată spun: Domnul să vă binecuvinteze. Acum a venit Domnul Iisus și spune așa: dacă vrea cineva să mă urmeze, și noi vrem, cei de aici, o condiție: să se lepede de sine. Sunt două versete, între ele ne mișcăm noi, între lepădare de sine și 2 Timotei capitolul 3, versetul 1, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine. Deci într-un verset ne spune să fim cu lepădare de sine. Și Pavel constată că unii sunt iubitori de sine. Acum eu mă întreb, ăia iubitori de sine la Castelion, la adunare, sau îți din lume ceia? Că dacă îți din lume, suntem cei mai fericiți oameni. Dar dacă suntem de aici, din adunare, Dumnezeu să ne dea pocăință. Mă uitam la seminția lui Beniamin. Au doi bărbați cu numele de Saul. Unul Saul, fiul lui Chis. Când a vrut să-l pună împărat, nu-l găsea, era ascuns. Și Domnul spune: vezi că e ascuns între vase. Dar după ce l-a pus împărat, au început femeile să cânte o cântare. Saul a bătut miile lui și David zecele lui de mii. Știi că Saul s-a supărat? Și-a făcut el niște greșeli și Samuel îi spune: măi, când erai mic în ochii tăi, nu te-a ales Domnul și te-a pus căpetenie? El a crescut în iubirea de sine. Saul din Tarsul Cilicie, tot din seminția lui Beniamin, era plin de sine. Făcuse școală la picioarele lui Gamaliel, avea bogății pământești, din neam de fariseu. Când s-a întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului, spune în Filipeni, le-am socotit toate ca un gunoi, numai să îl cunosc pe el. Omul ăsta a trăit lepădarea de sine. Eu mă rog, Domnul, știți că o barcă încărcată chiar cu lucruri bune, dacă e prea grea să scufundă. În Luca 5, două bărci erau în pericol de a scufunda, că era prea mult pește în ele. Doresc ca Domnul să ne ajute să fim cu lepădare de sine, fără ca să ridicăm eu nostru, fără dorinți prea mari, fără ambiții prea mari, fără pretenții prea mari. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni smeriți. A doua condiție, să-și ia crucea. Crucea reprezintă totalitatea greutăților îndurate pentru Domnul. De ceea ce suferi pentru Domnul. Că dacă mă doare o săptămână, o măsea, nu spun că asta e crucea mea. Sau dacă am o nevastă cicălitoare, nu, asta e crucea mea, trebuie să o duc. Nu, nu. Suferințele pentru Domnul îi cruce. Ce suferim noi pentru Domnul?
Și acum fiecare trebuie să ducă crucea lui. Matei 10:38. Fiecare să-și ia crucea lui. Noi nu purtăm crucea Domnului Iisus. Domnul Iisus a purtat crucea, a fost răstignit pe cruce, noi purtăm fiecare crucea noastră. Și crucea se poartă în trei împrejurări diferite. 1. În vestirea Evangheliei întâmpinăm greutăți, împotriviri, suferință, asta e o cruce. În al doilea rând, crucea o purtăm în părtășia frățească. Spune Pavel în Efeseni 2:14-15 în jos, El îi pacea noastră care din doi a făcut unu, evreii și neamurile, o nimicit vrăjmășia prin cruce. Când într-o adunare frații nu se înțeleg, îți certuri sau probleme, cel puțin unul nu poartă cruce. Când crucea răstihnește mândria noastră, crucea răstihnește pretențiile noastre și când purtăm crucea în părtășia frățească, acolo e Hristos cu pacea. El o înlătura vrăjmășia dintre noi prin cruce. Doamne, fă să fie așa! Și în al treilea rând, crucea o purtăm în contextul relaționării noastre cu lumea. Pavel spunea, cât despre mine, 6:14, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus. Eu răstihnit față de lume, lumea răstihnită față de mine. Lumea vrea să vie în viața mea. Lumea vrea să vie la mine în casă. Observă asta. Lumea vrea să vie în adunare. Dar atunci noi ce facem? Punem crucea Domnului Iisus. Și crucea ne desparte de lume. Doamne ajută-ne să purtăm crucea. Amin. No, acum vine problema sufletului. Punem în fața aici un taler așa. Și pe unul pun sufletul tău și pe talerul celălalt pun toate bogățiile din lumea asta. În viziunea lui Dumnezeu mai scump este sufletul tău. Eu mă uit, nu vă pot număra că sunteți mulți, și mă gândesc că stau în fața unei adunări de mare valoare. Fiecare din voi are un suflet și sufletul din voi e scump. Cerul și pământul, toate comorile de pe pământul ăsta nu valorează cât e sufletul tău. Și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul? În seara asta eu mă rog Domnului să ne dea înțelepciune ca să știm cum să gestionăm problema sufletului. Că dacă pierdem sufletul, nu putem imputa la nimeni. Eclesiastul 7:16 spune, pentru ce vrei să te pierzi singur? Nu ne poate diavolul pierde sufletul. Nu ne port conducerea adunării să ne piardă sufletul. Nimeni nu poate să piardă sufletul decât el personal. Nu poate fi învinuit nimeni de pierderea sufletului. Dacă îmi pierzi sufletul, eu sunt de vină. Dacă ți-l pierzi, tu ești de vină. De aceea mă rog Domnului să ne dea înțelepciune, să gestionăm bine problema sufletului. Amin. Amin. Vorbind de pierderea sufletului, din experiențele pe care le am și din cuvântul Scripturii, am văzut că pierderea sufletului precedat de alte pierderi. Înainte ca un om plin de Duhul Sfânt și moral și credincios să-și piardă sufletul, în viața lui intervin alte pierderi. Care sunt pierderile acestea? În Psalmul 14:4 spune, și-au pierdut mintea cei care săvârșesc fără de legea. Înainte de a pierde sufletul, oamenii ăștia își pierd rațiunea. Nu mai gândesc cum trebuie. Și ăsta e un lucru foarte grav. Eu în ultima vreme mă rog Domnului, de când am îmbătrânit, mă rog Domnului să mă țină cu minte trează până la ultima clipă din viață. E bună rugăciunea asta? Să mă țină cu minte sănătoasă. Noi ne rugăm pentru cei bolnavi de inimă, cu piciorul, cu ficatul, cu nu știu ce.
Dar trebuie să ne rugăm Domnul ca să ne țină mintea sănătoasă. Și cum rămânem noi cu o minte sănătoasă? Scrie în Psalmul 111, versetul 10, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți care o păzesc au o minte sănătoasă. Tu vei avea o minte sănătoasă printr-o relație bună cu Dumnezeu. Când ai o relație bună cu Dumnezeu, vei avea minte sănătoasă. Prin cultivarea unui caracter nobil. Proverbi, capitolul 3-4, versetul. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale, că ele îți vor da minte sănătoasă și te vor face să capezi trece înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Caracter. Asta e prin educație. Deuteronom 6:7 spune, întipărește acestea mintea copiilor tăi. Îi prin disciplinare. 1 Corinteni 9:27 și mă port aspru cu trupul meu ca după ce am propovăduit altora eu însumi să nu fiu lepădat. Cum păstrezi o mintea sănătoasă? Într-o relație bună cu Dumnezeu. Frica de Domnul începutul înțelepciunii. Că în Psalmul 14 spune, nebunul zice în inima lui, nu-i Dumnezeu. Printr-un caracter nobil. Prin legământul cu Domnul, Psalmul 25:14, legământul cu făcut cu El îți dă învățătură. Și în Evrei 10:16 spune El, întimbărește învățăturile în mintea și în inima noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Cum păstrăm mintea sănătoasă? Prin exersare. În Evrei 5:14 spune așa, dar hrana tare este pentru oamenii mari, a căror judecată s-o deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Prin întrebuințare. Eu am fost tare rău la școală, am învățat bine. Greu am învățat tabla mulțării. Când era vorba de 7-8, din nu știu cât, gata, mă încurcam. Știți cum am învățat-o? Am repetat-o. Când făceam eu școală, era voie de da la palmă. Câte greșeli aveai, atâtea luai la palmă. Atâtea mi erau de dragi pălmi, nu știa care să dau pe asta sau pe asta. Și acum știu cât e 7-8. De ce nu știm noi Scriptura? Că nu punem minte la contribuții, nu învățăm. Eram în Anglia și prietenul lui fratele Nicu, are el un prieten cam polițai, fratele Octav. Și gazda spunea, fraților, eu n-am memorie. Mă, și lasă Octavă, lasă, după câteva minute se repede, bă, când îți trag un pălmoi acum, ea. Dar ce-a las, fiuos, dar de ce, frate Octav? Ca să văd cât mă ții minte. Voi aveți memorie? Am un prieten bun, are o funcție mare în cultul pentecostal și el mi-a spus ceva despre memorie. Bă, la noi în adunare era o fată frumoasă, frumoasă tare. Toți băieții au vrut să vorbească cu dânsa, cu niciunul nu a vrut să vorbească. Și au venit băieți altruiși cumva. Băi, tu ai avea șansă. Înăltuț, frumușel, elegant, la facultate, la Iași, făcea facultate. Băi, de ce să vii un alt băiet străin și să ne iei fata asta frumoasă? Dă-te tu la ea. Și el îndemnat așa, într-o seară o conduce acasă și pe la jumate drumul îi spune, n-ai vrea să fim prieteni? Ea se oprește și îi spune, tu te-ai uitat în oglindă cum arăt? O zic, măi frate, am îndată 70 de ani și nu uit, mă! Voi cum stați cu memoria? Crana tare pentru oamenii mari, a căror minte s-o deprins prin întrebuințare, să deosebească binele de rău. Și în 2 Petru, capitolul 3, versetul 1, spune așa, prea iubiților, aceasta e a doua epistolă pe care vă scriu, în amândouă cauze să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Avem acces la informare, acum mai mult ca oricând. Dumnezeu să ne dea o minte sănătoasă. Amin. Că mintea sănătoasă face planuri chipzuite, spune în proverbe. Mintea sănătoasă se vede prin vorbire. Spune Timotei 2:8, iar învățătură dă dovadă de o vorbire sănătoasă.
Eu când mă uit la un om, îmi dau seama câtă minte are după cum grăiește. Vezi că e una de aici, una de acolo, când plânge, când râde, băi, așa e în cap la el. Mintea sănătoasă se exprimă printr-o vorbire sănătoasă. Să ne dea Domnul asta. Mintea sănătoasă evită ceva. Evită conflictele. Odată David așa s-o mânie de tare și a spus până dimineață nu rămâne nimic din casa lui Nabal. O înarmat el, oamenii că l-au refuzat. Pe degeaba l-au refuzat. Și au plecat la Nabal. Dar eu ieșit înainte nevastă să Abigail. Și spune în cartea Samuel 25:25, nu-ți pune mintea cu el. Că omul cu mintea sănătoasă evită conflicte. Eu acum sunt în Castilion. Văd un om al străzi, miroase, urât, nebărberit, flămând, rupt. Dar văd un domn, domnule, cu costum, la cravată, cu ac de ăla de argint, cu diplomat, văd că se ceartă cu ăla, dar se ceartă și se împing amândoi. Eu spun, măi, la ăla n-am pretenții, dar la ăsta am pretenții, măi, nu? Ăsta spune mintea cu el. Un om cu mintea sănătoasă evită conflictele. Eu și în adunare, când văd doi frați se ceartă, bă, îți pui mintea cu el? Pentru că omul cu mintea sănătoasă evită conflicte, evită îngrijorările. Nu vă frământați în mintea voastră, scrie în Luca 12, cu ce veți mânca, cu ce veți îmbrăca, Tatăl vostru vă poartă de grijă. Știți care e greșeala noastră? Noi luăm necazul de un an, doi, șapte înainte și îl consumăm azi tot. Și Domnul spune, ajunge zile necazul ei. Într-o familie, o fată odată la facultate și a reușit. Și măsa îmi spunea că am vorbit eu cu ea. A reușit să lacă copchilă, dar ce crezi, cu unde ea să lucrează peste 4 ani? Băi, dar nu o da niciun examen, măi. Tu consumi tătă grija de amu pentru 4 ani înainte? Omul cu mintea sănătoasă evită îngrijorările. Omul cu mintea sănătoasă promovează credincioșia. Spune în cartea Maliahă, niciunul din voi să nu fie necredincios în mintea lui, neveste din tinerețe. Că necredincioșii apare întâi în minte. Până a înșela nevasta sau bărbatul, întâi în minte îți faci planul. Și spunea Domnul prin Duhul Sfânt, niciunul să nu fie necredincios în mintea lui. Promovează credincioșia, promovează rugăciunea, 1 Corinteni 14:15, ce voi zice? Mă rog cu mintea, mă rog cu Duhul. Când cu mintea, când cu Duhul. Să ne dea Domnul minte sănătoasă. Amin. Când omul pierde mintea, începe să pierdă timpul. Spune în Cartea Fapte 20:16 că Pavel nu a vrut să pierdă vremea în Asia și a plecat. Vi s-a întâmplat vreodată să pierdeți timpul? Mie mi s-a întâmplat. Și vine nevastă și spune, mă, ești un bătrân, pierzi timpul degeaba, mă. Pierzi timpul. Cum adică pierzi timpul? 1. Lucru fără randament. La noi a venit un bătrân să ajute la casa de adunare, o venit să el să ajute. O scos cuile strâmbi dintr-o scândură și le-o îndreptat atât. Și sara a spus, uite aici, care din voi lucrează pentru o mână de cui? O zi întreagă. Și moșul harnic, îndreptat, uite mă, uite o mână de cui, mă. Asta e zero, mă gândeam eu. Lucru fără randament. Lenevirea. Și mi se mai întâmplă. Câte o zi n-am chef. Mă întind pe un pat, mai mănânc, mai eu ceva, când mă uit afară s-a făcut noapte. Am pierdut ziua. Și mai este un lucru. Eclesiastul 1:8, ochiul nu se mai satură privind, pierzi timpul pe unde nu trebuie. Te uiți pe internet, la toate filmele, la toate știrile, toate telenovelele, de pe o căsuță de acolo, mă uit cum e vremea și de la vreme ajung la politică și de la politică ajung la nu știe și vine nevastă, băi, ești un bătrân, pierzi vremea aici. Vi s-a întâmplat vreodată? Nu ridicați mâna, nu.
Eu recent înseamnă două luni, hai să spun, la rugăciune un frate prezbiter ne-a povestit o întâmplare și m-am gândit mult. O zic, măi fratele, eu am echipă de construcții, avem nevoie de un picamăr. Ca să nu-l împrumut, mă duc să-l cumpur, că am echipă. În Italia lucrează. Și am dat pe internet, picamăr, magazin, preț, raport, calitate, caut, dar tot căutând picamăr, am început să mă duc și pe aici, și aici, și aici, și aici. Am stat câteva ceasuri căutând picamăr, dar mă uitam la multe. Seara are un vis. Unii fraților, se făcea că mă duceam la un magazin ca să cumpăr picamăr. Dar magazinul ăsta de materiale avea o curte mare și până la magazinul ăla din spate de acolo, tot felul de lucruri interesante, gunoaie, mizerie. Și eu tot mă uitam la fiecare, mă uitam atent, mai să n-ajung la magazin. Când am ieșit din magazin cu picamărul, o grămadă de căței mă mușcau de picioare. Mă atacau. Erau niște câini mari încins într-o cușcă, aia n-au venit, aceia mă mâncau. Dar căței ăștia mici, tot nu mă puteam feri de ei. Și îmi spunea el, la ostră, la adunare, măi fraților, m-am trezit și mă gândeam, Doamne, ce înseamnă asta? Și cum eram atât treaz, apare un înger lângă mine, asta nu mai fost vis. S-a umplut camera de lumină, o ființă angelică a venit lângă mine și a spus, am venit să stâlcuiesc visul. Tu aveai nevoie de un picamăr, da? Da. Te-ai uitat pe internet să cumpiri picamăr, da. De ce te-ai uitat? La atâtea și ai pierdut atâta timp pe internet. Alea-s gunoaiele care le vezi. Iar căței ce ia-s niște duhuri care te atacă. Dacă te uitai la pornografie, te uitai, erau dulăia mare, te mâncau, nu te-ai uitat acolo. Dar toată pierderea de timp la știri, la sport, la politică, la așa, ăia scățăie cea care te voiau să te rupă de picioare. Și spune fratele, măi, am mai înțeles că se poate pierde timpul și te pot ataca niște duhuri de astea mici de curiozitate și noi pocăiți ar trebui să avem alte preocupări. Asta a avut el visul, la el a venit îngerul real, lui a povestit. Oare mai este careva vinovat de asta? Nu, dacă mai este careva vinovat, Domnul să ne ajute să ne pocăim. Amin. În momentul când pierdem rațiunea, pierdem timpul, pierdem prioritățile. Scrie Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția cerului și toate acestea se vor da pe deasupra. Că n-am devenit duminica la adunare, dar mai am și ceva de lucru și aleg lucru, e problemă cu prioritățile la mine. Când trebuie să vin în cursul săptămânii la adunare și aș putea veni, dar mai am treabă acasă, mai am probleme și pun altele înaintea adunării, deja sunt probleme. Că am pierdut prioritățile. Dumnezeu îi spunea lui Ieremia, Ieremia, dacă vei deosebi lucrurile de preț de cele fără preț, vei fi ca gura mea. Ieremia nu mai avea prorocii. Și plânge Ieremia, să fii tu pentru mine ca un zvor înșelător și ca o apă care seacă. Nu-i mai vorbește Domnul, plânge. Și îi spune Dumnezeu, știi de ce? Ai început să amestici lucrurile. Dacă deosebești lucruri de preț de cele fără preț, din nou vei fi ca gura mea. Domnul să ne ajute și să ne dea înțelepciune. Amen. Când pierzi mintea, începi să pierzi vocabularul ăla decent, pierzi vorba. Și am întâlnit frați, era unul venit din Germania, lucra și era cam iute, cam nervos, tot spunea ceva pe nemțește, dar eu nu știu germană. Dar unul spune, știi ce spune? E o înjurătură pe germană. Dar pe Dumnezeu nu știe germana, nu știu eu, dar el o știe. Și spune în Efeseni 4:29, niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură. Și dacă ne mai iese câte un cuvânt stricat, ne mai iese câte un glumă proastă, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, asta nu-i dovadă că suntem oameni cu minți.
înainte de a se pierde sufletul, e șansa de a se pierde mintea. Mă rog Domnului din nou să ne dea minte sănătoasă. În Deuteronom 32, parcă cu 28, spune: poporul acesta este un popor care și-a pierdut bunul simț. Da? Ți-ai pierdut caracterul. În Efeseni 4 cu 19 spune: ei și-au pierdut orice pic de simțire și săvârșesc cu lăcomie orice fel de nelegiuire. Fraților, înainte de a se pierde sufletul, oamenii pierd rațiunea, pierd caracterul și pierd bunul simț. Eu când mă uitam la fiul risipitor care a pierdut averea și tata spune: acest fiu al meu era pierdut, dar s-a găsit, întâi și-a pierdut bunul simț. Că s-a dus la tatăl său și a spus: dă-mi partea de avere, îs mare, știu ce am de făcut. Asta nu-i bun simț la careva. Băiatul ăsta întâi s-a pierdut în casă la tatăl său, după aceea într-o țară depărtată. Sunt niște pierderi pe care noi trebuie să le observăm, să le sesizăm. Dumnezeu să ne dea pricepere. Amin. Și apoi să mai pierde în al treilea rând un lucru, să pierde mărturia. Voi sunteți sarea pământului, Matei capitolul 5, versetul 13. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce mai capătă putere de a săra? Și în Romani 1 cu 32 spune: și măcar că știu că hotărârea lui Dumnezeu pentru cei ce fac astfel lucruri dreaptă, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei care le fac. Solidarizează cu păcatul. Noi am avut acum două duminici o zi de post și în zonă erau doi frați. Și ar fi vrut să vii de la 12 până la 4 la noi. Cineva voia să ne aducă: bă, bun predicator, măi, bun predicator, dar pe ăsta are dosar penal, l-a prins beat la volan, mă. Ce să mă... Băi, dar vorbește bine, aia, și dacă mă bău și el un pahar, ci. Nu numai că dar găsesc de bun, solidarizează cu păcarul. Dacă unul a lăsat femeia și a luat alta, na, și ce are, Dumnezeu îl iartă. Vi se pare că sunt lucruri normale astea? Nu sunt normale, fraților. Când cineva își pierde caracterul, își pierde mărturia, degradează numele. 1 Ioan 3 cu 1: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. În Eclesiastul 7 spune: mai mult face un nume bun decât un de lemn mirositor. Vă dau un exemplu. Pe vremea Domnului Iisus era partida fariseilor. A fi fariseu era o mare cinste. Ăștia erau super neprihăniți, super sfinți, doxa de carte, era o mare cinste a fi fariseu. Dacă eu dau mâna cu un frate la ieșire, frate Nicu, cu tine dau mâna, și spun: ce fai, băi, fariseule? S-ar conveni? Vouă v-ar conveni să mă numesc farisei? Pace, băi, fariseule, ce faci? S-au degradat numele. S-au degradat numele. Și oamenii care își pierd mărturia și bunul simț, în Psalmul 69 cu versetul 6 spune așa: numai să nu roșească de rușine din pricina mea cei care îți pun încrederea în tine. De ce eu să fac pocăința de rușine? Frații mei, eu am câteva lucruri care le amintesc în rugăciune acum, că am îmbătrânit. 1. Să mă păstreze Dumnezeu cu mintea curată. 2. Să nu fac de rușine pocăința. Să nu fac de rușine adunarea și slujba la care m-a chemat. De ce din pricina mea să trag rușine o adunare întreagă? Că dacă unul face un păcat într-o adunare, toți sunt etichetați ca fiind nu știu ce păcătoși. Numai să nu roșească de rușine din pricina mea. Și mai spune în Iuda 24: iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere, în toată ziua, mă rog Domnului, Doamne, păzește-mă de orice cădere. Dacă ne-ar lăsa pe mâna diavolului, că suntem noi de pocăiți, într-o secundă ne-ar face prăpăt. Dar binecuvântarea noastră că îl avem pe Duhul Sfânt. Și cel care e în noi e mai mare ca cel ce e în lume. Și noi îl biruim lumea prin credință. Mulțumim, Domnul!
Înainte de a se pierde un suflet, poți să pierzi mintea. Cu pierdă-l de care am vorbit. Poți să pierzi bunul simț, caracterul, și poți să pierzi mărturia. Sarea odată ce și-o pierdut gustul, e călcată în picioare. Dar eu trebuie să plec. Și sunt un predicator optimist. Nu vă lăs pierduți. Nu vă lăs pierduți. Scrie în Sfânta Scriptură că un om avea 100 de oi. Eu umbla mult cu oile. Și-a pierdut o oaie. Știi ce a făcut? O căutat până o găsit. Eu mă uit la dumneavoastră, sufletul din tine e scump. Dacă cineva e afectat de lucrurile care am spus, eu pierde timp, pierde vocabularul ăla frumos, pierde prioritățile, există posibilitatea să te întorci la episcopul și păstorul sufletelor noastre. Vrea cineva să se întoarcă? O femeie avea 10 bănuți și la un moment dat își dă seama că a pierdut unul. Cum își dai seama că ai pierdut? În primul rând, când ai nevoie. Eu nu caut tătă ziua buletinul. Copii, nevastă, buletinul. E în buzunar. Nu, nu merg la serviciu la adunare, unde e buletinul? Nu, nu, nu. Dacă știi când mi-am dat seama că am pierdut buletinul? Când am avut nevoie de el. Sunt lucruri care le putem pierde. Odată mi-am dat seama că am pierdut răbdarea. Am avut nevoie de ea. I-am spus la nevastă, hai bă să mergem când târziem la adunare. Eu pornim mașina și ea nu mai vine. Băi, când se întâmplă așa, voi ce faceți? Da, întreb, dacă nu știu, nu mi-o arăta Domnul. În Coloseni 3 cu 13 spune, îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are o pricină, iertați-vă unul pe altul. Mi-am dat seama în câteva rânduri că eu mi-am pierdut răbdarea. Pocăit, păstor, predicator, când mi-o trebuie răbdare, n-am avut, măi. Am pierdut ceva. Femeia asta avea 10 bănuți și unul l-a pierdut. Voi când aveți nevoie de răbdare, de putere de a ierta, puterea de a iubi, vă dați seama dacă aveți sau nu aveți? Îți dai tu seama, faci un inventar permanent. Întreba îngerul pe Lot în Genesa 19, pe cine mai ai aici? Vezi pe cine mai ai? Eu îmi fac inventarul mereu, acasă mele, al lucrurilor care le-am primit de la Domnul, al darurilor cu care am lucrat în adunare. Măi, mai am darul ăsta? Mă mai însoțește Duhul Sfânt? Mai vorbesc în alte limbi? Mai cânt în alte limbi? Îl mai dă Domnul descoperit? Dacă nu, ce s-a întâmplat? Le-am pierdut? Păi dacă le-am pierdut, încep să le caut. Încep să le caut. Știți ce a făcut femeia asta? Prima dată o a prins lumina. Ce înseamnă lumină? Scriptură. Aici e lumina, fraților. Psalmul cât? 119, versetul 5. Cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea, o candelă pentru picioarele mele. Cum stați cu citirea Scripturii? Scriptura asta are putere. Luca 1:37, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsă de putere. Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Apocalipsa 14:6, am văzut un înger zburând cu o evanghelie veșnică în mijlocul cerului. Asta e veșnică, fraților, e valabilă și la Castelion. Cât citiți în Scriptură? Asta înseamnă lumină. Aprind lumina, aprind cuvântul. Mă uit în fața cuvântului și trebuie să fac ceva. Când Iacob 1:23 spune, dar cine se ascultă cuvântul și nu îl împlinește, seamănă cu un om care și-a privit fața firească într-o oglindă și după ce pleacă, uită. Eu dimineața am predicat ceva de oglinda asta. Oglinda nu spală pe nimeni. Oglinda nu spală. Pot să stau așa murdar de dimineață până seara și seara mă culc ca un mâzgălici. Mă uit în oglindă și eu trebuie să mă spăl. Dacă aveți probleme, spălați-vă dumneavoastră, curățiți-vă dumneavoastră, asta e oglinda, trecem la pocăință, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Femeia a prins becul și a făcut curățenie.
E nevoie în viața noastră să facem curățenie. Odată predicam eu despre curățirea templului la Ierusalim după mii de jertfe, tauri, țapi și viței. Vă dați seama ce era acolo? Eu înainte când aveam animale mai tăiam câte un taur, tot ziua munceam și cu furtunul de apă tot curățam. Dar la mii de jertfe care se aduceau. Și odată a spus împăratul, măi, nu mai putem sluji, măi. Mergeți și faceți curățenie. 8 zile au făcut curățenie pe afară, cu roaba, cu măturoaile, au dus în pârâul Chedron. 8 zile au intrat înăuntru și au curățat templul, da? Vorbesc din Scriptură acum. După 16 zile au spus, putem face slujbă, am făcut curățenie. În viața noastră e nevoie câteodată să ne oprim să facem curățenie. În adunările noastre e nevoie să ne oprim să facem curățenie. Cunosc o familie, a locuit multă vreme în Italia, acum stau în Suceava. Ea era cam lumească. Dar într-o zi, știu bine, cu nume, dar nu vă spun numele, a venit diavolul, o arătare hâdoasă înaintea ei și a spus, am venit să-ți iau viața, dar pentru că ești dusă la binecuvântare, n-am ce să face, îl omor pe bărbatul tău. Ea se duce, pune mâna pe telefon, dar ea a spus întâi, sângele Domnului să te mustre, că așa facem noi pocăițe, la care diavolul îi spune, care sânge? Că tu ai, eu spus exact, mult de când nu te-ai împărtășit. Se întrebe diavolul, știi când n-ai luat ucirea? Când faci mofturi, când nu-ți convine cineva, știi diavolul când ai luat cina? Întreabă, care sânge? Că tu ai atâta de când n-ai luat cina. I-au pus mâna pe telefon să-l sune bărbații, el spune, băi, lasă-mă în pace că eram într-o rotundă aici și un tir era să intre peste mine, nu mi-a dat prioritate. Și ea s-a dus în bucătărie, în ușa bucătăriei era un înger al Domnului, cu o sabie în mână. Și a început să plângă. Să se roage, să-i spune ceva și îngerul îi spune, acoperă-ți capul, n-am voie să vorbesc cu tine. Femeia s-a dus în garderobă, a luat, blugii ăștia nu-s buni, rochia asta nu-i bună, asta nu-i bună. Și a trăit o curățenie în viața ei, o dat dovadă de mai multe pocăință. Fraților, dacă pe undeva ne-am pierdut suflet, am suferit o pierdere din asta, eu sunt aici ca să ne spun că să ne întoarcem la Domnul. Aprindem lumina, facem curățenie, căutăm cu băgare de seamă, spune acolo, și apoi când ne-a revenit, ne bucurăm de nou. Știți care a fost misiunea Domnului după înviere? Recuperare. Toma, pune măi degetul aici, măi, crede. Toma nu mai credea. 2 ucenici pe drumul Emausului. Măi, ce așa greu ai cu mintea când e vorba, sunt, haideți înapoi. Pietru, pe lacul Genezaret, cu 5 apostoli, l-a pescuit. Măi, veniți înapoi! Dacă unul s-a depărtat, noi îl chemăm înapoi în seara asta. Dacă unul a trăit o experiență din astea și a pierdut mintea și cu asta timpul sau vorbele cele înțelepte, priorități sau bunul simț, hai să le căutăm în seara asta înapoi. Până pierdem sufletul. Sufletul tău e scump, sufletul meu e scump. Nu este aur și argint ca să poată răscumpăra. Pentru sufletul meu a murit Iisus Hristos. În tot universul ăsta nu e nimic mai valoros decât o picătură din sângele Mântuitorului meu. Și în seara asta sunt aici să vă spun că sufletul tău e mai valoros decât toate bogățiile lumii. Ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul? Sau ce ar da un om pentru sufletul lui? Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. M-a luat în surprindere predica, n-am avut timp, am avut de la Domnul să vă spun aceste cuvinte și dacă unul e pe o cale rătăcită să se întoarcă înapoi, la Dumnezeu care nu obosește iertând. Și când va veni Hristos pe nori să-și ia acasă copiii, așa de tare vreau să mă strângești pe mine, familia mea, copiii mei, și pe lângă mine să vă strângești pe voi. Să ne întâlnim acolo.
Fratele Vulgran spunea că l-au arestat și l-au condamnat la angrei de închisoare. Sabina era în sală. Și înainte de a lua gardienienii, el s-a întornat și a spus lui Sabina: ne întâlnim la poarta lui Beniamin. Și securiștii tăți, unde e poarta lui Beniamin? Ce au ăștia de gând? El spunea că se întâlnește în rai. Fraților, ne dăm întâlnire la poarta lui Beniamin. Dumnezeu să vă ajute să trăiți pocăința. Dumnezeu să vă ajute să recuperați ce ați pierdut. Și când va veni Hristos, să plecăm cu El pentru totdeauna. Îmi cer iertare că trebuie să plec. Asta a fost plus program la mine. Am venit de dragul de a vă vedea, de a vă felicita. Rămas surprins de mulțime. Am fost în hală jos și am văzut. I-am spus lui Nicu: măi, unde pui amvonul? Să mă chem când puneți amvonul să mai țin o predică, dacă îl mă lasă Domnul cu viață. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să auzim de la voi numai vești bune. Amin.